Credincioșii parohiei Nașterea Maicii Domnului din localitatea prahoveană Pietroșani au trăit astăzi clipe de bucurie. Biserica lor a fost binecuvântată cu aghiazmă de preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Să luăm aminte! Se sfințește biserica aceasta cu hramul Nașterea Maicii Domnului prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După ce a sfințit locașul de cult, ierarhul a binecuvântat o troiță ridicată de o familie de credincioși la intrarea în curtea bisericii. Sfințește icoana aceasta cu harul întru tot Sfântului Duh, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. A urmat apoi Sfânta Liturghie săvârșită în locașul de cult. La momentul cuvântului de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța Maicii Domnului în economia mântuirii. Maica Domnului a constituit obiectul unei cinstiri deosebite chiar din partea Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl a considerat-o vrednică pe Maica Domnului ca să trimită pe Sfântul Duh la ea, ca din ea să se nască unicul și iubitul său fiu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Iată câtă slavă, câtă cinste, chiar din partea lui Dumnezeu cel întreime închinat. Vedem că este cinstită de fiul care în pruncie și în adolescență o ascultă, îi se supune. O vedem cinstită de sfinții apostoli, în mijlocul cărora se află aproape tot timpul celor 3 ani și jumătate de activitate publică a Mântuitorului. Și o vedem, iată, cinstită astăzi de mulțimea ucenicilor care îl urmau și îl ascultau pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. O zi binecuvântată astăzi chiar de Dumnezeu și cu multă bucurie, pentru că este sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, o sărbătoare a bucuriei și a nădejdii, pentru că odată cu nașterea Maicii Domnului începe să strălucească nădejdea de mântuire a întregului neam omenesc. Și atunci creștinii, fiei bucuriei, cu adevărat astăzi prăznuiesc, iar cei din parohia Pietroșani, protoieria Ploiești Sud, chiar s-au bucurat astăzi duhovnicește deosebit, pentru că au avut în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Varlaam, episcopul vicar patriarhal, care cu binecuvântarea preasfințitului părinte patriarh Daniel a slujit astăzi în biserica parohiei și a binecuvântat și a sfințit lucrările care s-au săvârșit aici în ultima perioadă. Am încercat ca biserica parohială să arate ca într-adevăr mireasa lui Hristos. Astfel s-au executat prin harul lui Dumnezeu și ajutorul lui o serie de lucrări la exteriorul bisericii. Turile au fost refăcute în întregime, acoperișul bisericii a fost refăcut în întregime, exteriorul bisericii a fost refăcut, exteriorul casei praznicale, în jurul bisericii s-a turnat o alee de beton așa încât să nu se mai infiltreze apa, să distrugă pictura și rezistența clădirii. S-au înlocuit ferestrele cu unele termopan, pentru că erau vechi și degradate. Dumnezeu ne-a dăruit o zi minunată astăzi. La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh a fost ridicat la rangul de sachelar, iar persoanele care s-au implicat în înfrumusețarea locașului de cult au primit distincții. Acum 10 ani, bunica soției, care acum are vârsta de 100 de ani și 7 luni, a făcut în satul Pușcaș și satul de lângă Pietroșani o troiță. Este o comună care, un sat care nu are biserică și am considerat să ajutăm și pe mama dânsei, soacra mea, să facă un monument asemănător, identic chiar, și în satul Pietroșani, cu mâna Puchenii Mari. O icoană, o troiță foarte frumoasă, zicem noi, care să rămână peste timp și care să îndemne lumea la credință și la multă bunătate. Relația dintre autoritățile locale și biserică a fost dintotdeauna una bună sau chiar foarte bună. Evenimentul de astăzi este deosebit ca orice eveniment care se desfășoară în rândul bisericii ortodoxe. Acum, punctual, în satul Pietroșani, este un lucru deosebit la care am ținut neapărat să particip și eu. La final, ierarhul a săvârșit parastasul pentru ctitorii bisericii trecuți la cele veșnice.